Revenim în sala sporturilor din Vâlcea, arhiplină la această partidă. De mult nu am mai văzut sala de aici, de pe vremea Olchimului, la fel de plină. Să nu uităm presiunea rezultatelor Olchimului, spune deseori cuvântul. Se așteaptă enorm de la HM Râmnicu Vâlcea. Important este că evoluția bună din acest sezon, locul 3 din campionat, a readus publicul în această sală. Să nu uităm Vâlcea, 19 titluri naționale, 13 cupe ale României, de două ori cupa EHF, o dată cupa cupelor, trofeul campioanelor, finala Ligii Campionilor. Au trecut mari antrenori pe aici, pe la Vâlcea: Constantin Popescu, Ioan Gerhard, Gheorghe Ionescu, Constantin Cojocaru, Lucian Râșniță, Alexandru Mengoni, Bogdan Macovei, Mariana Târcă, Liviu Paraschiv, Gheorghe Tadiș, Radu Voina, dar și antrenori străini: Rasic, Peter Kovac, Ani Andersen, Iacob Westergaard. Păcat de acest club că a dispărut. HM Râmnicu Vâlcea încearcă însă să facă uitată imaginea Olchimului. Vă spuneam, oaspetele au avut prima posesie de repriza secundă, sunt în inferioritate numerică. Orșivski dă mingea pe retur, Tetean. Oltean încearcă să clarifice jocul, schimbă direcția, dar în prepasiv. Au început vâlcencile să se apere mai tare. Tetean lasă în spate Chirilă, între trei adversari încearcă să prelungească din nou 9 metri. Au realizat vâlcencile că omul cu minge este cel mai periculos. Chirilă trage însă, se lasă bine pe minge Petra Blazek și reține în doi timp. O pasă în spate, Quildi prelungește, Fraga Fernandez, dribbling în spate de repoziționare, s-o vedem însă pe Glipco, 7 metri. Nu au dublat acolo în zona depășirii bisițencele și au căzut în capcana lui Glipco. Au vrut să prevină jocul în profunzime, pasa la pivot. Să sperăm că nu este nimic grav. O accidentare acolo. Cred că Magda Paraschiv, și așa vă spuneam, Bistrița nu are un lot foarte numeros. Are deja două titulare accidentate, sunt Tămărean și Nicoleta Dincă, pentru multe luni. Le dorim sănătate, ambele au fost operate, dacă nu mă înșel, la genunchi. Sunt Tămărean chiar săptămâna trecută. Le dorim să revină cât mai repede pe teren. Ambele, și Dincă și Sunt Tămărean, din generație cu Cristina Neagu, medaliate cu bronz la Mondialul de Junior din 2006 din Canada, argint la Campionatul European de Junior din Austria din 2005, bronz la Campionatul European de Tineret din 2007 din Turcia. S-a accidentat și Magdalena Paraschiv, una dintre veteranele formației, 35 de ani. Și gol înscris de Florica. Trei goluri diferență în formație completă și oaspetele. Silvia Sabo, pasă greșită, pasă lungă pe contraatac, Florica pleacă anticipat și reduce efectul la două goluri. Nici o șansă pentru Viorica Șuba. Contraatac din pasă lungă. Foarte bine a plecat, vă spuneam, a anticipat Florica și nu i-a dat nicio șansă portarului. Un gol ușor înscris de Vâlcea. O apărare mai reactivă. Aici cred că fusese foul. Foarte bine s-a repliat Andreea Bărbos și a încurcat atacul lui Florica.
Se apără mai avansat și încearcă să blocheze căile de pătrundere ale bistițencelor. Dorincă se apără sus ca intermediar acolo. Depășire pe piruetă, foltează Oltean. Încearcă Vâlcea, defensiva vâlceană, să orienteze adversarul pentru a ataca numai pe anumite direcții, mai puțin convenabile. Chirilă, lasă mingea în spate, Sabo aruncă tare, dar a fost împinsă pe aruncare. Arbitrii au considerat că a avut bratul liber. Fraga Fernandez, pasă în spate, ratează un tempo Vâlcea. Glimco liniștește un pic atacul. Două goluri diferență. Au venit de la vestiare mult mai decise gazdele. A redus fault acolo, a redus talia jucătorilor la 9 metri Aurelian Roșca pentru a avea mai multă mobilitate. Gavrilă, Fernandez și Clipco, trei jucătoare care pot fi și coordonatoare de joc și care au o viteză de pasare mult mai mare. Marta Lopez coboară al doilea pivot. Clipco se înalță și trage de practic o bombă ucrainiencei. Superbă execuție, a tras fabulos. Detentă remarcabilă, Oltean scapă din marcaj și face legea în acea zonă. Ce forță în joc are dispecerul Bistriței. O jucătoare de mare calitate care are, dacă nu mă înșel, peste 30 de meciuri și în națională. Campioană cu Baia Mare, câștigătoarea Cupei României. Diferență de două goluri, atac larg, trapez larg de atac pentru Vâlcea. Vucevic, pivot, Fernandez, pasă în spate de repoziționarea atacului. Aruncare de pe picioare și încă o dată sclipirea lui Glimco. Shooterul netemut al Vâlcei încă o dată face diferența. Fără replică Măzăreanu la această aruncare. Vâlcea vine la un gol și începe să conteze joc. Oana Chirilă, pasă excelentă la pivot și boltă perfectă. Gol reușit de Rațiu. Rațiu cu Brașovul a ajuns până în semifinalele Cupei EHF. Valorificat foarte bine încă o dată pivotul în acest joc în profunzime. Multe încrucișări la linia de 9 metri care încearcă să miște defensiva bistrițeană. Vucevic faultată. Vucevic încearcă acolo să chinuie apărătoarele, să le hărțuiască pentru a crea decalaje pentru jucătoarele de la 9 metri. Fernandez, Vucevic încă o dată faultată, se dă eliminare. Tetean, dacă nu mă înșel, da. 2 minute eliminare. Pusă în dificultate de puternica Vucevic. Campioană europeană cu Muntenegru în 2012. Sara Vucevic, 25 de ani, vine din Ungaria, de la Vaud. Marta Lopez își deschide bine unghiul. Pe om în plus speculează bine Vâlcea și vine la un gol. 15 la 14 pentru Bistrița. Un joc mai puțin complicat, mai direct pe poartă. Bine pusă în valoare Marta Lopez. Foarte bun timingul de pasare. Oana Chirilă pasă la pivot, agață încă o dată dintr-o poziție imposibilă Daniela Rațiu. Ce priză la minge are, ce viziune în joc, se demarcă extraordinar, bagă umărul spre poartă, știe să ia prin planul adversarului, foarte bătăioasă, impecabilă până acum. Glimco
lasă totul în cale. Lunetista Vâlcei, încă o dată irezistibilă. Foarte periculoasă când este cu mingea. Egalit, nu, 15 la 16 este scorul. Foarte bine, valorifică și de extreme. Gol reușit de Alexandra Orșivski, jucătoare care a evoluat și la Neptun Constanța, vicecampioană mondială universitară în 2016. Marta Lopez trage pe lângă. A venit tare minge, un pic cam tare acolo și nu a mai putut regla aruncarea. Ce face Bistrița? Foarte bine pe fază ofensivă. Toate jucătoarele sunt cu fața la minge pentru a crea presiune asupra apărătoarelor. Joacă larg în acest moment Bistrița. Rațiu încearcă să creeze dezorganizare acolo. Chirilă. Chirilă așteaptă ca Oltean să se demarce. Chirilă prelungește. Tetean se dă însă fault în atac. Dictează cele două arbitre din Buzău. Fraga Fernandez încearcă să spargă defensiva adversă pe centru, doar 9 metri. Se urcă un pic pe apărătoare. Foarte bine au flotat acolo bistrițencele și au închis pătrunderea. Coboară pe extremă Gripco, așteaptă mingea. Gavril, Marta Lopez. Pași. Corectă decizia celor două arbitre. Nimeni nu și-a asumat finalizarea la Vâlcea și a fost un atac prelungit. Bine de pasare extrem de largă pentru Bistrița. Încearcă cu acest pas în față Vâlcea să intre în linia de pasare, să încurce puțin linia de 9 metri advers. Tetean scapă pe piruetă. Se opune Blazek. Glimco. Glimco de una singură. Glimco pătrunde. Se dă fault în atac. Foarte bine s-au repliat în marcaj bistrițencele și au reușit să blocheze argintul viu al Vâlcei. Oana Chirilă încearcă să calmeze un pic și jocul Bistriței. A revenit Sabo pe teren. Sabo lasă în spate, agață această minge Oana Chirilă. Tetean, Orșivski. Tetean aruncă cu podeaua în colțul scurt, ușor întors. Mingea refuză să intre în poartă. Lipco pe dreapta acolo cu Ildi. Bine lăsată mingea spre extremă. Florică încearcă boltă. Excelent reușește Măzăreanu. O fentează pe extrema Vâlcei, fentând că iese mult și apoi întorcându-se în poartă blochează o minge grea. Excelent a agățat in extremis această minge, această boltă. Prima intervenție a lui Măzăreanu. Contraatac rapid. Marta Lopez schimbă mingea din dreapta în stânga și înscrie. Vâlcea vine la un gol.
Au obosit un pic Bistrițencele, joacă aproape în aceeași formulă de la începutul partidei. Oana Chirilă vine într-o zonă centrală, are mai mult spațiu de manevră. Coboară acolo în paravan, contrată Almunda Rodriguez pe bratul activ. Petean. Petean aruncă din nou cu podeaua, se lasă bine pe minge portărița austriacă Petra Blazek și respinge mingea. Klimko. Quildi. Marta Lopez nu a avut acolo curajul, nu a avut tupeu să atace. Un cartonaș galben dat la banca tehnică a Bistriței. Pentru proteste. Florinca intră în circulație, coboară pe partea opusă pivot. Fraga Fernandez încearcă să ducă în părțile laterale doi pivoți. Pasă diagonală, Marta Lopez, Fraga Fernandez aruncă, respinge Măzăreanu, o minge dificilă. Să vedem această fază a doua. Un transport al mingii destul de lent pentru Bistrița. Minutul 45, un gol avantaj pentru oaspete. Time-out cerut de antrenorul Bistriței, Horațiu Pașca. El este și secundul naționalei României. Partea de atac e mai tu care transformă, nu transformăm neapărat de fiecare dată. Dar da, la urmărire permanent în spatele micii cu un pas. Înțelegi? Și hai să desplace larg. Vii la pasă, te du zero. Larg, oala, treci un pic de centru terenului. Și dacă începe cu cișare dublă, fă, din stânga, după aceea se întreaptă. Și dacă vine albul după aia la, să se ajungem un pic mai pe poartă. Uitați-vă pe pasă de apărare, cine joacă în fața noastră. Fernandez nu-i shooter, singura care de la poartă e Klitko. Trebuie să ieșim acolo. În rest nu vin pe aruncare că încearcă să creeze spații. De cele mai multe ori aici, fetelor, cu calm și cu răbdare. Haide, concentrate! 2-3 și... Klimko, inamicul public numărul 1 pentru CSM Bistrița. A doua golgheteră în Liga Florilor. Cinci goluri pentru Klimko până acum din 7 aruncări. Se reia jocul, minutul 45. Încearcă să prevină un pic jocul între 6 și 9 metri Vâlcea. Să descurajeze atacul bistrițean, construcția lui. Laura Oltean, Almunda Rodriguez, nu știe ce să facă cu mingea, în prepasiv Bistrița, aruncă Oana Chirilă dintr-o zonă care nu-i convine, pasă însă greșită. Scapă cu fața curată Bistrița. Atmosferă superbă în sala din Vâlcea. Almundo Rodriguez ratează și vine golul incredibil reușit de uluitorul pivot al oaspetelor, Daniel Arațiu. Ce minge a furat acolo apărătoarelor, nu a făcut blocajul defensiv, apărarea. Și Arațiu le-a furat mingea celor două apărătoare centrale. Klimko lasă în spate Vasilescaia. 9 metri. Încearcă pe flancuri Vâlcea să creeze superiorități numerice temporare pentru a evolua acolo în grupe mici, pe spații mici. Gavrilă. Klimko aruncă în bară. Rațiu recuperează. Omniprezentă.
jucătoarea meciului, după părerea mea, până acum. O apărare foarte, foarte puternică, extrem de mobilă a Bistriței, care a creat obstacole importante liniei de 9 metri adverse, a ocupat bine spațiul de joc al Interilor. În continuare cu pivotul între apărătorii centrali. Aruncare în vinclu, aici este și fază de eliminare. Sara Vukcevic încasează această eliminare. Este nevoie de intervenția doctorului. Andreea Bărbos este cea care a fost faultată, cea care a înscris puțin mai devreme, apărând, transformând în Inter dreapta acolo. A revenit pe teren Raluca Băcăoan. Nu a funcționat prea bine jocul cu pivotul astăzi pentru HM Râmnicu Vâlcea. 3 goluri avantaj în continuare. Excelentă pasă dată de Fraga Fernandez la Băcăoan. Aceasta face pirueta și obține penalitate, apărare în semicerc. Nimeni din partea gazdelor nu se duce să bată 7 metri. Glipco refuză să bată, se duce Florica. Kilometrul este oprit. Florica față în față trage cu Măzăreanu. Măzăreanu parcă i-a citit gândurile adversare. Indecizie. Lipsă de concentrare. Ce șansă a avut Vâlcea în inferioritate numerică să vină la 2 goluri. 37 de secunde de om în plus. Să vedem acest atac supranumeric al oaspetelor. Chirilă pasează și vine golul. Golul a tras bine acolo la a doua bară Orșivski. Patru goluri diferență. Mai sunt însă 11 minute. Vâlcea poate recupera această diferență, dar are nevoie de un joc mai pe poartă, mai clar. Complică mult jocul în zonă centrală. Revine pe teren Natasha Crânici. Nu-i convine postul de Inter dreapta acolo. Ea este dreptace. Aurelian Roșca, destul de supărat. Pasă la intercepție, Orșivski prinde mingea, reprimește foarte bine, trage însă cu podeaua peste, se dă însă 7 metri pentru faultul făcut de Glimco. Foarte bine i-a repasat Daniela Rațiu, punând o situație de a înscrie. Blazer se duce la schimbare, cronometrul oprit. 10 minute și 30 de secunde. Execută Oana Chirilă. Liftează mingea. Așteaptă ca portărița Diana Ciucă să se lase și trage sub transversală. Medaliată cu argint la Jocurile Europene pentru tinere Diana Ciucă anul trecut. Glimco
Oare într-un marcaj de supraveghere foarte atent, Rațu aruncă Glimco de pe picioare, de pe pasul 2. Super execuție. Mână sigură Glimco. Însă diferența este de 4 goluri. Laura Oltean Pistăviță coboară al doilea pivot, încercând să facă paravan de aruncare pentru Rodriguez. Minge pierdută. Foarte bună pasa pe o parte opusă și înscrie Marta López. Vice campioana Spaniei cu Bera Bera, bronz la Jocurile Olimpice din 2012 cu Spania. Rezerva lui Carmen Martin la Naționala Spaniei. Jucătoarea născută la Malaga. Șase goluri pentru Marta López Herrero. Încă o intercepție, aceeași Marta López. 3 contra 2. Greșește pasa incredibilă Sara Vukcevic. Publicul este în picioare. Glimco faultează repede și permite colegilor sale să revină în defensivă. Un fault util făcut pentru echipa sa. O tare incredibilă care a aruncat în aer efectiv tribuna. Pistăviță, Oana Chirilă, depășire pe rotirea bratului, ținută tare de tunisianca Quildi. Mai lucide jucătoarele de la Bistrița în aceste momente. Atac prelungit, Oana Chirilă încearcă combinația cu pivotul Rodriguez, caută depășirea pe dribling scurt, nu i-a reușit. Foarte determinate, bistrițencele să plece cu puncte din această partidă. Oana Chirilă întoarce Armunda Rodriguez, lasă în spate, intercepție făcută de Florica, foarte atentă, a anticipat pasa. Glimco pasă în spate, Crănici. Glimco frumos a liftat această minge spre Băncă Oanu și Băncă acolo își face datoria. 6-0, prea pasiv în defensiv al Bistriței. Și Vâlcea vine la 2 goluri. Se anunță un final incandescent, mai sunt 7 minute. Rodriguez, contrată tare, 9 metri. Tetean, Oltean Pristaviță, lasă în spate, Tetean nevoită să se întoarcă pentru a recupera mingea. Pasă pe poziție viitoare și ce dexteritate are Rațu între două adversare. Prinde mingea, jaloane în defensivă, vâlcencele încă o dată. Ce manevrabilitate a mingii are. De departe, cea mai bună jucătoare a meciului, pasă pe la spate, riscantă. Glimco nu are același timing cu Florica. Diferență de 3 goluri. Încă 6 minute. Foarte bine au concretizat pe jocul cu pivotul bistrițencele. Întotdeauna Rațu s-a streculat între 3 adversari acolo. Pivot de finalizare, nu lucrează foarte mult pentru linia de 9 metri, dar se demarcă extraordinar. Atacă la limita pasivului Bistrița, a intrat iată pre-pasiv. Armando Rodriguez aruncă întors. 9 metri însă pentru Bistrița.
Raziu. Faultată Oltean foarte repede. Forțare aici. Cred că era și ultima pasă. Foarte bună diagonală, frumoasă evitare, dar apără incredibil Măzăreanu. Portar format la Centrul Național de Excelență de la Vâlcea. O paradă excepțională într-un moment foarte important pentru echipa sa. Oltean, Tetean prelungește Orșinski și 7 metri. Atac mai articulat, cu multă fluență al Bistriței. Apărare în semicerc, corectă decizia arbitrilor. Acolo apărătoarea laterală, cred că plecase anticipat undeva. Nevoită Băcăoanu să coboare în intermediar pentru a suplini absența apărătorului lateral. Oana Chirilă aruncă de data aceasta cu efect pe lângă piciorul de sprijin al portarului Petra Blazek. 4 goluri, 3 minute și jumătate. Să vedem dacă vor reuși această misiune imposibilă Vâlcea să recupereze această diferență. Pasă greșită, Fraga Fernandez. Publicul începe să părăsească sala. Vă spuneam, presiunea rezultatelor Olchimului este imensă. Publicul așteaptă enorm de la o echipă care este încă în formare și care vara trecută a schimbat multe jucătoare. Se investește mult aici la Vâlcea și nu este rău. 5 jucătoare din România. Sunt câteva jucătoare foarte tinere. Cabadea, Ciucă. 7 metri, Rodriguez găsește acolo un culoar, se insinuează printre două adversare. Nu dublează la depășirile, la timp, la depășiri. Au făcut acolo un schimb de oameni la pivot, insuficient corelat. Chirilă, din nou fără fentă, nu dă nicio șansă. Foarte bine a jucat și veterana Oana Chirilă. Criză de idei, atacul gazdelor. Fraga Fernandez o vede bine pe conaționala sa, Marta Lopez, care trage la colțul lung. Șapte goluri Oana Chirilă, 7 Rațiu. Principalele marcatoare ale echipei oaspete, 2 minute, 4 goluri. Victoria este în mâna Bistriței. Pară gol! Introdusă Almudena Rodriguez în repriza secundă. Puternica stângace spaniolă face legea pe teren. Un minut și jumătate, nimic nu se mai poate întâmpla. Bistrița câștigă surprinzător la Vâlcea. E clar, înfrângerea de la Craiova și-a pus amprenta pe psihicul jucătoarelor gazdă. Crânici, din nou Măzăreanu parează și-a urmărit bine mingea Crânici și a reușit să perforeze poarta. O înfrângere care pe HMR Micu Vâlcea o poate costa și locul 3. Măgura Cizdădie o poate depăși dacă va câștiga. Time-out cerut de antrenorul Horațiu Pașca.
Cizlădie însă, m-am uitat pe program, joacă la CSM București, nicio șansă. Craiova însă se poate distanța la 3 puncte. Craiova joacă pe 21 februarie la Slatina. Oana, provie-te un pic și jucați mai departe. Dacă nu vin, albu. Presetre, zi? Larg, larg, larg. Avrea, aveți Lugova. Și faul, faul, faul. Noi conducem jocul ăsta. Că nici nu avem nimic de pierdut. Nu jucăm să-l pierdem. Jucăm să câștigăm. Haide! Cu calm, cu calm, cu calm. 2, 3 și... Cu calm! Cea mai fericită este Galeria Bistrițeană, a bătut jumătate de țară ca să vină la această partidă și iată că fanii pleacă fericiți după egalul de acasă cu Brăila. Bistrița face un rezultat mare. Bistrița obține 8-a victorie stagională. Și încet, încet se poate apropia de lupta pentru un loc de cupă europeană. Oana Chirilă faultată. Încă 32 de secunde. Cu siguranță aceasta este surpriza etapei în Liga Florilor. Runda 16-a. Oltean pasă la pivot și încă un gol aplaudat la scenă deschisă. Orșivski se demarcă pe partea opusă, scăpată din marcaj, înscrie dintr-o poziție foarte grea. Victorie clară pentru CSM Bistrița cu 26 la 21 la Vâlcea. Surpriza etapei, bomba, iată, se detonează la Vâlcea, unde locul 3 HM pierde surprinzător în fața echipei CSM Bistrița, echipa pregătită de Horatiu Pașca. Dragoș Jocaru și echipa tehnică a Carului TVR Craiova, vă mulțumesc pentru atenție. Nu uitați, rămâneți alături de televiziunea română. În seara asta urmează o semifinală importantă la Euroviziune, dintr-un loc inedit și cu siguranță va fi un spectacol pe cinste și un show pe care nu trebuie să ratați pe TVR1 în această seară. Steagul Olimpic. Campionii se întrec la televiziunea română. Fii pregătit pentru 110 ore de transmisii în direct. 102 evenimente sportive la 15 discipline din 7 sporturi. Trăiește emoții.